Sute de persoane și familii din municipiul Ghișinău și din suburbii beneficiază de sprijinul financiar din partea autorităților administrației publice locale. Indemnizațiile au scopul de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor sau susținerea acestora pe o perioadă definită pentru a-și soluționa anumite probleme de ordine economico-financiare pe termen scurt. Cele mai reprezentative subvenții acordate de municipalitate păturilor social dezavantajate se referă la ajutor pentru plata agentului termic în perioada rece anului, compensații pentru serviciile de transport public, în rază municipiului sau abonamente anuale pentru călătorie în transportul public urban și suburban. Un alt ajutor este serviciul social de suport monetar, dar și compensațiile pentru organizarea funeraliilor veteranilor de război. Pentru a beneficia de serviciile, prestațiile sociale oferite de administrația publică locală Chișinău, cetățenii urmează să se adreseze direcțiilor asistență socială din sectoarele capitalei.